Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu Arsenal. Astăzi o să jucăm primul meci din grupele Champions League împotriva celor de la Atletico Madrid, în deplasare. Jucătorii sunt obosiți, așa că să facem niște schimbări. Și acesta este primul nostru 11 cu Leno în poartă, în apărare cu Cedric, Mustafi, Socrates și Bellerin. La mijlocul terenului cu Nelson, Kroos, Ozil, Xhaka și Pepe și în atac cu Lacazette. Și să dăm drumul la meci. Lacazette pasă pentru Mesut Ozil. Ozil înaintează, Ozil pasează lui Lacazette, șut și gol! Arsenal deschide scorul în minutul 9 prin Lacazette. Lacazette a primit o pasă foarte bună în fața porții și nu avea cum să rateze. Ozil pasă foarte bună. Lacazette. Lacazette șutează Lacazette și respinge Oblak în corner. Bellerin înaintează. Bellerin. Pasează foarte bine, șut și respinge Oblak. Pepe. Pasă la Nelson. Nelson. Pasă foarte bună, Pepe, Pepe, șutează Pepe și respinge Oblak. Pepe încă o dată, din nou respinge Oblak. Toni Kroos. Mustafi pentru Lacazette, care este faultat și avem lovitură liberă. Să-l vedem pe Kroos, șutează Kroos și gol! 2-0 pentru Arsenal. Un gol frumos marcat de Toni Kroos. Nici o șansă pentru Oblak. Acum Pepe în careu, Pepe șutează Pepe și respinge Oblak. Lemar. Lemar centrează Lemar și prinde Leno. Lacazette. Pepe. Bellerin. Centrează Bellerin și respinge Oblak. Guendouzi acum cu capul. Nelson. Nelson pentru Lacazette. Lacazette șutează. În blocaj. Nelson acum, ultima fază a meciului. Centrează Nelson lung. Pepe cu capul, gol! 3-0 pentru Arsenal. La ultima fază reușim să marcăm golul 3 și se fluieră. Victorie clară în deplasare. Și facem primele noastre 3 puncte în această grupă. Și urmează meciul cu West Bromwich. La noi acasă o să simulăm meciul. Și câștigăm cu 2-0, Thomas și Aubameyang marchează. Însă cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!